Ulterior, grandioasa clădire a fost sediul pentru ambasada Argentinei, intrând în administrarea RAPPS. Este și motivul pentru care George Becali a fost sfătuit, înainte de a se apuca de renovări, să scoată microfoanele cu care a fost înțesată casa. După ce au recuperat proprietatea de la RAPPS, fiii industriașului Aușnit i-au vândut clădirea lui George Becali. Pentru achiziționarea imensei clădiri, Becali a plătit 7 milioane de euro. Când iei ceva, prima dată și prima dată trebuie să faci calculul financiar. Dacă e o afacere bună sau nu e bună. Primul meu calcul a fost în felul următor. Câți metri de curte liber are? Că e curtea liberă. 1500. Câtă curte? 3300.